Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial pe creativemonkeys.com Mă numesc Alex, iar în acest tutorial vom discuta puțin despre materialele aplicate unei mașini. În cazul nostru, modelul Dacia pe care l-am modelat în tutorialele de dinainte. Dacă nu ați reușit să modelați mașina, puteți intra pe creativemonkeys.com la tutoriale free stuff și undeva pe aici îl puteți găsi. Deocamdată este uh, cel mai, cea mai nouă categorie adăugată, deci e prima. Puteți intra uh, așa și undeva mai jos este butonul de download. Uh, sunt fișiere, după cum spune Max, și Object, deci îl puteți importa în orice aplicație 3D pe care o folosiți, OBJ fiind um, un format arhi cunoscut în aplicațiile 3D. Bun. Să intrăm în pită și o să începem cu materiale folosite, după cum am spus. După cum puteți observa, eu am, deja am uh, pus materialele, dar uh, o să le explic în ordine. Așa că o să începem cu uh, sticla de parbriz și geamuri de la ușă. După cum știți, o sticlă normală are indicele de refracție de 1.6. Puteți să căutați pe Google indice de refracție la sticlă, la orice alt obiect transparent sau translucid, plastic, diamant și așa mai departe. Dar dacă o să căutați indice de refracție la sticlă, o să vedeți că are... De obicei, indicele de refracție la 1.6. Cum sticla de parbriz nu distorsionează foarte mult uh, obiectele din jur, atât când ești înăuntru și când ești în afară, are, uh, o să punem indice de refracție de 1.01. Puțin, puțin distorsionează, dar uh, nesemnificativ, Așa că, de fapt, hai să luăm de la început. Punem difuz undeva la. Uh, culoarea respectivă, de 9, 11, 10, la Red, Green, Blue, pentru că are un tint verzui, de obicei. Acum pot diferi de la model la model. În cazul nostru are un tint verde foarte, foarte puțin vizibil, dar detaliile contează. Așa, reflectul îl punem undeva la mijloc și cu frenel Reflections On, cu frenel IOR de 20. Dăm OK. Reflection Gaussian să fie la 1.0 pentru că nu vrem ca reflexiile noastre să fie blurate. Așa. Refract undeva la 230, să fie alb pur. De ce nu-l punem la 255? Pentru că, după cum bine știți, Sticla de parbriz e puțin uh, tratată ca să nu lase toate razele UV să intre în ochi, uh, deci nu e tocmai tocmai perfect, perfect transparentă, dar uh, e undeva pe aproape, așa că va fi afectată puțin de difuzul nostru verde, dar nu foarte mult. Bun, cam acesta este materialul de geam. Deci, Diffuse, Reflect um, și Reflect, a ah, da, și să nu uit, Bifam Effect Shadows. Sticla de la Lumini e o sticlă destul de simplă. Uh, diffuse, total negru, Reflect, total alb pur, aproape, de 250 cu uh, Fresnel Reflection Sport Knit. Refract alb pur și indicele de refracție la 1.522. Așa l-am găsit undeva pe net. Bun, ăsta este un material mai simplu decât sticla, dar e la fel de important. Cromul la lumini și mă refer la cromul acesta din spatele sticlei și care este și la faruri și la semnalizatoare. Voi puteți să îl modelați puțin mai, mai detaliat, să puneți eventual și un bec, la fel și aici și la semnalizatoare. Dar eu zic că, deocamdată, nivelul de detaliu este perfect pentru a prezenta o scenă de exterior. Așa că o să las deocamdată uh, cum îl vedeți și uh, vom vedea cum va ieși rezultatul final. Așa, mai avem, a ah, da, la Chrome, să nu uit să uh, îl și arăt, avem un Diffuse, am pus în uh, materialul de, de fapt în uh, slotul de Maps, am pus un v Color și Red, Green și Blue l-am pus la 0.067 care este undeva la RGB 17. Așa. Mergem la reflect. Reflectul este din nou un V-Ray color cu cularea de 250, 215 sau RGB-ul de 0.843. Așa. Și Reflection Glossiness undeva la 0.9, Frenel uh, indice de refracție la 25, cu Frenel Reflections bifat de sigur, și BR uh, BRDF-ul, uh, tipul de reflexie la Word. Așa, pentru că asta simulează cel mai bine metalele. Bun, cam asta este cromul blurat. Um, sau cromul brushed, uh, cromul de obiect, care e un crom uh, fin, e aproape la fel, după cum puteți vedea, doar că de diferă reflection glossiness și, uh, de fapt, asta este tot 215, da? bine am ținut în minte, Uh, Diferă doar Reflection Glossiness-ul care este la aproape la 1. Uh, deci 0.998. La fel Word. Bun. Acum uh, luminile de semnalizator care au un uh, tint de portocaliu. Este aproape ca sticla. Cu Diffuse Negru, Reflect uh, la 250, cu Frenel Reflection pornit. Refra refractul la 255, cu fog color de uh, foarte portocaliu. După cum vedeți, uh, saturația este la maxim, uh, valoarea este la 255, deci este cel mai bright, cu uh, RGB-ul de 255, 120 și 0. Dăm OK. Avem aici fog multiplier de 0,5 și Effect Shadows pornit. Bun, pentru obiectele care sunt negre, care sunt plastic, uh, care reflectă puțin, avem difizul aproape negru la 1, 1, 1, ok. Reflect la 12, deși asta o să vedem dacă trebuie mărit sau nu. Dăm ok. Uh, reflection glossiness la 0,8, subdiviziun de 24, BRFD-ul uh, de blin, cum este standard. Și cu frenele reflection Spornit, dacă nu am menționat lucrul acesta. Mai avem două materiale de fabrics care sunt luate de pe cgtextures.com, care doar au diffuse și um, eu zic să lăsați deocamdată la diffuse, puneți în sotul de diffuse, asta o să uh, vedem puțin mai încolo. Și vopseaua de mașină este un material puțin mai uh, dificil, pentru că este o combinație de două materiale. O uh, să vi-l arăt așa mare. Uh, puteți observa că nu este chiar un material care reflectă total. Uh, are o reflexie sharp și o reflexie blurată. Care sunt amândouă mixate într-un material. Și o să vi-l arăt. Deci, este un viray blend Mtl cu base-ul uh, diffuse, un khakiu, uh, cum este, sau mă rog, ce, ce nume are. Uh, puteți lua direct parametrii de aici. Reflect la Uh, să reflecte puțin, să aibă tentă de culoare, și reflection glossiness za la 0.78, ăsta este base low și um, un coat, da? deci un strat de. Uh, un al doilea strat de vopsea care este tot culoarea respectivă, reflectul la aproape la maxim cu Fresnel Reflections la 2 și reflection glossiness la 0.985. Bun. Acesta este vo -ă, mașina vopseaua de mașină, l-am uh, pus la toate obiectele din scenă. După cum puteți vedea, interiorul este foarte puțin modelat, pentru că o să avem un unghi ceva în genul. Dacă vreți să-l modelați mai în detaliu, sunteți invitații mei. Pentru tutorialul acesta, eu zic că este ok nivelul de detaliu. Ce să zic? Tehnica de modelare este pentru un interior este la fel de simplă sau complicată cum, cum este și exteriorul, doar trebuie să urmăriți formele din referințe. Referințele puteți găsi peste tot, adică dacă vedeți o dace pe stradă, faceți câteva poze de interior și uh, puteți să-l modelați fără nicio problemă. Doar trebuie luat pas cu pas și uh, atenție la detalii. Uh, ar dura mult prea mult să, să, iau un să fac un tutorial și cu modelarea de interior. Dacă ați învățat toate tehnicile pe care le-am folosit la exterior, sunt sigur că veți, uh, vă veți descurca și la, uh, la partea de interior fără nicio problemă. Așa. În, următorul, uh, în următoarea parte a tutorialului vom uh, modela scena de exterior, inspirația este această poză făcută de la cei de la Most Wanted Photography, puteți să le vizitați blogul și vom face un perete de beton, un, um, un asfalt și poate puțin pământ pe aici, fără flori, pentru că acesta va dura puțin mai mult timp de explicat. Uh, urmând ca următoare, în următoarele tutoriale să vorbim și despre proxy-uri și așa mai departe. Dar deocamdată facem o scenă simplă de exterior, punem dacia acolo și uh, facem și un setup de lumini. După care uh, urmează să uh, facem și un uh, test de niște teste, urmând să setăm luminile și așa mai departe să să fie numai bune pentru scena noastră. Ne auzim la următorul tutorial. Spor la materiale. Long live the